Sărbătorile au trecut, așa că românii care muncesc în străinătate și-au făcut bagajele și s-au întors în țările din vest, unde încearcă să-și clădească un viitor mai bun. Autocarele pline cu români au luat drumul Germaniei, Angliei sau Spaniei. Românii au plecat încărcați cu bagaje din care nu lipsesc produsele tradiționale. Excepțional, sărbători de România, vă dați seama. Ce duceți cu dumneavoastră? De toate. Vin de la Sibiu. Gusturi la neamuri, rudni. Da, acum ne întoarcem că știți cum e în România. Muncă mult și bani puțin. Ne-am mai luat uleacă acolo, șuncu, cârnat. De obicei, și nu se găsește acolo. Chiar dacă au plecat cu inima strânsă, cu toții spun că preferă să lucreze în străinătate datorită salariilor. În țară nu pot face nimic, nu se găsește, nu poți găsi un loc de muncă și atât. Se găsește mai ușor în afara țării? Da. Aici unde? Salariile sunt foarte mici, va fi din ce în ce mai greu și asta este. Nu avem ce face. Alții au ales să plece pentru a fi alături de copii. La copii. Mergeți în vizită? Da, în vizită la copii. N-au fost acasă de sărbători? Au fost, dar mă duc și eu la ei. Au plecat înainte, că au început munca. Am o nepoțică și merg să ajut un pic. Cei mai mulți dintre românii plecați în străinătate spun că se întorc în țară de 2-3 ori pe an, de sărbători și în concediu.